la închinare. Ne-am rugat, am venit înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, am venit înaintea Domnului cu cântările noastre, cu poeziile noastre. Acum aș dori ca să ne deschidem inima și să rugăm pe Domnul ca El să ne vorbească în continuare, în dimineața aceasta. Textul pe care l-am citit, titlul care este pus pe programare în dimineața aceasta, este din ultima parte a versetului 12, care spune așa: fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Și aș dori ca în dimineața aceasta să vorbim despre două lucruri. Dar prima dată, să vedem. Cine este cel care este fericit? Suntem noi toți fericiți? Aici spune că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Suntem fericiți? Citeam mai demult, în jurul anului 2000, într-un interviu la o televiziune din Statele Unite ale Americii, care a fost luat celui mai bogat om din vremea aceea, Bill Gates, fondatorul lui Microsoft, a fost întrebat în interviu: ești cel mai bogat om din lume? Ai cei mai mulți bani? Ești fericit? Știți care a fost răspunsul lui? Nu. Și următoarea întrebare pe care a adresat-o reporterul a fost: dar de ce nu ești fericit având toți banii și tot ceea ce vrei? Îmi este frică. Îmi este teamă. De ce? Nu știu ce aduce ziua de mâine. Sunt astăzi cel mai bogat om din lume. Am tot ceea ce-mi trebuie. Dar mâine? Cine sunt? Tot în, prin 2002-2003, mi se pare, în Baia Mare, la Casa de Cultură a Sindicatelor, a fost o întâlnire de tineret și a fost invitat din Statele Unite, nu mai țin minte exact cum era numele acestui om, care s-a întors la Dumnezeu. Unul dintre foștii directori de la compania Pepsi, Cola. Și l-a întrebat. Și l-a întrebat unul de frate și l-a spus: a fost unul dintre directorii de la cea mai, pe vremea aceea, era una dintre cele mai căutate companii. Citeam zilele trecute, m-am uitat așa curios să văd diferența dintre compania Coca-Cola și cei de la Pepsi Cola. Și se spune că după anul 2000, cei de la compania Pepsi au ajuns să intreacă în profit și vândând pe cei de la Coca-Cola. Mai ales în regiunea Statelor Unite. Și a fost întrebat de persoană: am avut tot ce-mi trebuie. Am avut bani. Și nu am fost fericit. Și spunea el: dar când l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, mi-am dat seama ce înseamnă adevărata fericire. Mi-am dat seama că toți banii din lumea aceasta, toată faima, toată bogăția din lumea aceasta, nu sunt fericire. Singura fericire ți-o dă Iisus Hristos. Viața trăită cu El. Și atunci ce este fericirea? În Psalmul 73:28. Să ne uităm puțin. Să vedem ce spune psalmistul. Că ce este fericirea pentru el. Psalmul 73:28. Spune așa psalmistul: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Lui. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Ce este fericirea pentru psalmist? Psalmistul Asaf. Pentru el fericirea era să se apropie de Dumnezeu. Pentru noi, care este? Ce este fericirea noastră? Este să ne apropiem de Dumnezeu? Dacă da, atunci este ferice de noi. Pentru că dacă stăm aproape de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce ne binecuvintează. Dumnezeu este Cel ce ne poartă de grijă. Și suntem cu adevărat fericiți. Dar trebuie să stăm aproape de El. În Psalmul 16, versetul 2. Uitați-vă ce spune psalmistul David, Psalmul 16, versetul 2. Eu zic Domnului: Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Ce însemna fericirea pentru David? Ca Dumnezeu să fie Domnul lui. Asta însemna fericire pentru David. Înseamnă fericire și pentru noi în dimineața aceasta? Ca Dumnezeu să fie Domnul nostru? În Proverbe 16. Cu versetul 20. Uitați ce spune aici Solomon.
Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul este fericit. Ce înseamnă fericire? Să cugeți la cuvântul lui Dumnezeu. Cine este fericit? Cel ce se încrede în Domnul. Vreți să fii fericit, fraților, în dimineața aceasta? Vrei să avem o viață trăită în fericire? Înseamnă să ne apropiem de Domnul. Înseamnă ca Dumnezeu să fie Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Înseamnă să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și înseamnă să ne credem în El. Fericirea, după cum vedem în versetul 12, spune aici că eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Fericirea noastră este condiționată. Știți de ce? Fericirea noastră este condiționată de teama pe care o avem. De ce ne temem noi? Haideți să stăm puțin să vedem. Dacă ne temem de lucrurile din această lume, dacă ne temem de ceea ce se poate întâmpla ziua de mâine, suntem fericiți? Nu suntem fericiți. Pentru că trăim tot timpul cu teama aceasta, cu stresul acesta. Ce ni se poate întâmpla mâine? Oare suntem sănătoși? Ne putem îmbolnăvi peste noapte? Știm cu toții că la cum decurg vremurile din ziua de astăzi. Ziua de mâine nu este a noastră. Astăzi, clipa de astăzi, momentul acesta este momentul pe care noi îl avem. Mâine nu știm. Clipa următoare nu știm ce ne aduce. Ne temem de clipa următoare? Dacă nu ne încredem în Domnul, o să ne temem de clipa următoare, o să ne fie frică de ce să fie mâine. Pentru că nu avem această siguranță în noi, a ceea ce va fi mâine cu noi. Dacă Domnul vine la noapte, ce facem? Ne temem de lucrul acesta? Ne este frică că Domnul poate să vină la noapte și nu ne găsește pregătiți? Haideți ca în dimineața aceasta să gândim bine. În dimineața aceasta să gândim bine și să zicem, Doamne, vrem să fim pregătiți. Că atunci când Tu vei veni, să nu ne fie frică că vii Tu, Doamne. Să fim gata, să fim pregătiți. Să fim ca cele 5 fecioare cu candelele pline. Că atunci când Tu vei veni, să putem să ieșim în întâmpinarea Ta. Teama. Teama este de mai multe feluri. Am găsit eu în Sfânta Scriptură câteva feluri de teamă. Și aș dori ca să ne uităm și noi peste lucrurile acestea. Primul fel de teamă. Teama sau frica care apare în urma păcatului. Și avem ca exemplu, în Sfânta Scriptură, primii oameni, Adam și Eva, în Genesa, în capitolul 3, în Genesa, în capitolul 3, versetele 8, 9 și 10, știm cu toți că Dumnezeu le-a dat o poruncă. Puteți mânca din toți pomii din grădină, dar dintr-un singur pom, cel al cunoașterii binelui și răului, nu aveți voie să vă atingeți de el. A fost o poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și ei, a venit diavolul la ei, i-a întunecat și i-au încălcat porunca. Și uitați ce spune în capitolul 3, în versetele 8, 9 și 10. Atunci au auzit glasul Domnului, după ce au mâncat din pomul care a fost oprit. Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevastă lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu. Printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu i-a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. De ce le-a fost frică? Au păcătuit. Teama. Primul model de frică și de teamă care apare în viața noastră atunci când păcătuim. Când păcătuim, fraților, frica și teama vine în lăuntrul nostru. Atunci când păcătuim, suntem despărțiți de Dumnezeu. Și atunci ne este frică. E așa, fraților? Când facem un lucru rău, ne este frică. Uitați-vă la cei care comit crime, care comit furturi. Fug tot timpul. De ce? Le este frică să nu fie prinși. De ce? Pentru că îi fac niște lucruri rele. Teama aceasta, frica aceasta, fraților, nu trebuie să lopească noi. Trebuie să ne rugăm să zicem, Doamne, dă-ne putere să nu păcătuim, ca să nu aibă, să nu-și găsească loc în lăuntrul nostru, în ființa noastră, frica aceasta pentru că am păcătuit. Dă-ne putere să stăm lângă Tine. Un alt exemplu de teamă, de frică, pentru că a păcătuit a fost Cain. Știm cu toți, el a omorât pe Abel. Dumnezeu i-a zis, vei fi blestemat pe pământul acesta. Și a zis, Doamne, Dumnezeule, și oriunde voi fugi, lumea mă va întâlni și mă va omorâ. Era frică.
Era frică pentru că a greșit, pentru că a păcătuit. Era frică că oricine îl va prinde, îl va omorâ, pentru că a făcut un lucru rău. Teama aceasta, când faci un când păcătuiești, aceasta nu trebuie să fie în inima noastră. Un alt model de teamă care există, e teama de oameni. Uitați în Proverbe 29, versetul 25. Uitați ce spune aici Solomon. Frica de oameni este o cursă, dar cine se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Frica de oameni este o cursă. Noi așa, fraților, cât de multe ori cădem și noi în cursa aceasta. Ne este frică de oameni. Avem în Sfânta Scriptură exemple. Îl avem ca și exemplu pe Saul, când a păcătuit. A venit Samuel la el și a zis, de ce ai greșit? Domnul ți-a zis clar, să nimicești tot, nimic să nu leși din acea cetate. Dar mi-a fost frică de popor. Și am luat și eu și am pus deoparte pentru Domnul să aduc jertfă. El venea cu motivul acesta că i-a fost frică de popor. Frica de oameni te face să ajungi la păcat. Frica aceasta de oameni ne îndepărtează de Dumnezeu. Haideți să ne gândim bine. Îl avem pe Avram și pe Abimelec. Vedem în Genesa, capitolul 20. Lui, mergând la acea țară, zice, mă, soția lui, fiind frumoasă, Sara fiind frumoasă, i-a zis, o să spun că este sora mea, ca să nu mă omoare, era frică de oameni. Și dacă vedem în continuare, era să se ajungă la un păcat mare. Iar când făcea ca Abimelec să păcătuiască. De ce? Pentru că lui Avram a fost frică de oameni. Atunci, în momentul acela, i-a fost frică să nu moară. Frica de oameni aduce păcat, așa că de multe ori se întâmplă și nouă. De multe ori poate, din frică pentru anumiți oameni, mințim. De multe ori oare, poate din frică pentru anumite persoane, ce facem? Vorbim lucruri care nu sunt adevărate. Din frică pentru anumite persoane, pentru anumiți oameni, facem lucruri care nu sunt îngăduite. Din frică. Teama, frica de oameni ne duce la păcat, fraților. Haideți în dimineața aceasta să ne gândim bine. De ce ne este frică? De ce ne este teamă? Ne este teamă pentru că am păcătuit? Ne este teamă de oameni? Un alt fel de teamă. Găsim în 1 Ioan 4 cu 18. Haideți să citim cu toții. 1 Ioan 4 cu 18. Uitați ce spune aici. Apostolul Ioan. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Teama este ca o cauză a lipsei de dragoste. Teama. Ți este frică. De ce ți este frică? Pentru că nu ai dragoste. Dacă ai dragoste în inima ta, dacă iubești pe toți cei de lângă tine, nu ai de ce să te temi, nu? Pentru că iubindu-i pe cei de lângă tine, nu poți să le faci rău, dar să te temi de ei. Iubindu-l pe colegul tău de muncă, iubindu-l pe vecinul tău, iubindu-l pe fratele tău care stă lângă tine, pe bancă, pe scaunul biserică, nu ai de ce să te temi. Iubindu-l pe Domnul, nu ai de ce să te temi. Nu ai de ce să-ți fie frică, pentru că iubindu-l pe Domnul, te încrezi în El. Și atunci nu mai ți este teamă. Dar teama aceasta apare de multe ori din cauza lipsei de dragoste pe care avem în noi. Haideți să ne cercetăm să vedem cum stăm cu dragostea în dimineața aceasta. Cum stăm cu dragostea, fraților? De atâtea ori trebuie să recunosc, de atâtea ori mi s-a întâmplat și mie să-mi fie greu, poate, să-l iubesc pe colegul meu de muncă, pe un vecin de-al meu, pentru că mi-a făcut ceva ce mie nu mi-a plăcut și mi-a fost greu să-l iubesc și să mă port cu dragoste față de el. Dar haideți să în dimineața aceasta să zicem, Doamne, umple-ne cu dragoste de la Tine. Nu vrem să mai existe, nu mai vrem să aibă în noi locul acesta teama, nu vrem să mai fie în lăuntrul nostru, pentru că nu există dragoste. Și, în ultimul rând, o teamă sfântă pe care trebuie să o avem toți. Aceste primele trei exemple de frică, de frică, de teamă pe care le-am dat. Haideți să ne rugăm în dimineață să zicem, Doamne, nu vrem ca aceste modele de teamă să fie noi. Teama, pentru că am păcătuit. Teama de oameni.
teama ca și cauza lipsei de dragoste. Nu trebuie să ne fie frică, fraților. Nu trebuie să ne temem. Dacă suntem copii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu, nu avem de ce să ne temem. Singurul de care trebuie să ne temem, singura teamă pe care o avem este teama de Dumnezeu. Teama aceea de a nu păcătui, de a sta lângă El. Și teama de Dumnezeu are mai multe beneficii. Pe lângă faptul că ești fericit dacă te temi de Dumnezeu, cum spune versetul 12, avem mai multe beneficii în teama aceasta de Dumnezeu. Și aș dori să vedem în Psalmul 25, cu 14, primul beneficiu pe care îl avem, teama aceasta de Dumnezeu. Prietenia Domnului este pei pentru cei ce se tem de El. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Dacă te temi de Domnul, primul beneficiu pe care îl ai, pe lângă fericire, este că îl ai pe Domnul ca și prieten. Nu e așa? Nu e așa că e un lucru așa de important să fii prieten cu cineva din conducerea Argandei? Să ai ca prieten pe cineva suspus când ai o problemă să apelezi la el să-ți rezolve toate problemele? Nu e așa? Cu atât mai mult, dacă ne place să avem prieteni pe oameni care au anumite funcții și care sunt muritori, cu atât mai mult trebuie să dorim ca Iisus Hristos, Domnul nostru, să ne fie prieten. Cel care este veșnic. Cel la care putem veni cu orice problemă și El ne rezolvă. Cu atât mai mult trebuie să căutăm să avem prietenia Lui. Dacă căutăm să fim prieteni cu cei din jurul nostru, cu oameni care au anumite funcții, care ne pot fi de folos în atâtea lucruri, lucruri care sunt trecătoare pe pământul acesta, haideți ca în dimineața aceasta să-L avem prieten pe Dumnezeu. Pentru că El vine și ne oferă o prietenie, o prietenie veșnică. Prieteniile din această lume se termină. Ești prieten cu cineva din Arganda, care este sus în funcție. Și ești prieten cu el, la un moment dat, lucrurile se schimbă, funcțiile se schimbă. Nu mai ajunge în funcția aia. Poate nu-ți mai este de folos. Sau poate nu-i mai ești lui tu de folos. Și te lătură la o parte. Și s-o termina cu prietenia. Ești prieten cu cineva, tot așa, dintr-un spital, într-o funcție înaltă. Acea persoană moare. Și gata, nu mai ai nicio legătură cu acest spital. Ești prieten cu oamenii. Este bine să fim prieteni între noi. Este bine să ne putem cu dragoste unii față de alții. Pentru că Dumnezeu ne cere. Iubiți-vă unii pe alții. Ajutați-vă unii pe alții. Și dacă ne ajutăm unii pe alții, suntem prieteni unii cu alții. Dar în primul și în primul rând, trebuie să-L avem ca prieten pe Iisus Hristos, pe Domnul nostru. Pentru că El niciodată nu ne lasă. Prietenia Lui niciodată nu se sfârșește. El ne asigură. El este cu noi în fiecare clipă din viața noastră. Și pe lângă aceasta, fiind prieten cu El aici, ascultând de El, prietenia aceasta noastră se va lungi în veșnicie împreună cu El. Dar în primul și în primul rând, să căutăm să fim prieteni cu El. Să ne fie El nou prieten. Nu e așa că atunci când ai un prieten bun, când ai o problemă, orice ai pe suflet, mergi și îți spui prietenul, de multe ori poate. Lucrurile acestea nu le spui mamei, nu le spui tatălui, nu le spui tatălui. Poate nu-i spui copilului, ci mergi și spui unui prieten, pentru că poate de multe ori ai mai mare încredere în El. Dar dacă l-ai prieten pe Dumnezeu, orice lucru ai, o să vină înaintea Lui să-i spui. Și El va veni și ți-l va rezolva. Trebuie să căutăm să-L avem ca prieten pe Dumnezeu. Trebuie să căutăm să avem prietenia lui Dumnezeu în viața noastră. În al doilea beneficiu, în Psalmul 103, cu versetul 11 și 17, spune psalmistul David: ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Un alt beneficiu pe care îl avem, pe care îl avem toți, fraților, dacă ne temem de Domnul, este că El are o mare bunătate față de noi. El își revarsă bunătatea Lui în viețile noastre. Uitați ce spune și versetul 17. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Nu-i așa, fraților? Dacă ne temem de Domnul, Domnul își revarsă bunătatea Lui în viețile noastre. Își revarsă dragostea Lui. El ne binecuvintează, dar trebuie să ne temem de Domnul. Cum spune psalmistul? Cât de departe este cerul față de pământ?
Atât este de mare bunătatea lui Dumnezeu pentru noi cei ce ne tem de El, fraților. Noi de multe ori, nu suntem gata să recunoaștem cât de bun e Dumnezeu cu noi. Prin faptul că în dimineața suntem aici, prin faptul că umblăm pe picioare, fraților, prin faptul că suntem sănătoși, nu ni s-a întâmplat nimic rău. Este datorită bunătății pe care Domnul o are față de noi. Îndurării Lui pe care o are față de noi. Pentru că puteam să fim, cum a fost mai lunile trecute, înainte să iasă cu cineva în vacanță, când am văzut la spital în Toledo, unde sunt cei cu care nu pot să umble, care sunt la recuperări, scau într-o tine și am văzut acum atâția oameni, scau oameni întinși pe parte burtă, care nu pot nici măcar să se ridice. Și noi suntem sănătoși, suntem întregi aici. Și nu suntem gata să recunoaștem bunătatea pe care are Dumnezeu față de noi de atâtea ori. De atâtea ori ne purtăm așa de rău cu El. De atâtea ori ne întristăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem noi. Este destul ca mintea, în mintea noastră un singur gând rău să apară la adresa cuiva și l-am întristat pe Dumnezeu. Și El e așa de bun cu noi și El ne iartă. Și El... Și Domnul Iisus tot vine și prilocește pe Dumnezeu și zice, Doamne, mai lasă-L și anul acesta. Lasă, Doamne, că poate să se schimbe. Lasă, că poate să aducă rol. Așa de bun e cu noi. În fiecare zi vedem bunătatea, avem de mâncare, fraților. Sunt atâtea milioane de copii. Poate unde vine să credem, dacă ar fi să luăm o statistică a copiilor din țările subdezvoltate, să vedem câți copii mor de foame zilnic, că nu au ce să mănânce, câți oameni mor de foame sau mor de anumite boli pentru că nu au acces la un tratament bun. Și noi avem de toate, fraților. Noi avem de toate. Și nu suntem gata să recunoaștem că Dumnezeu e bun cu noi. Și ne putem așa de rău. Haideți ca dimineața să vin 10 minute să ne plecăm și să zicem, Doamne, iartă-ne! Iartă-ne că suntem așa de răi, Doamne! Tu ești așa de bun cu noi! Pe lângă răutatea noastră, Tu ești așa de bun, Doamne! Stați oameni care n-au nimic, care lipsesc de toate lucrurile lipsesc. Și ei totuși, oameni din lipsuri care se încred în Dumnezeu. Și noi nu cerțăm nimic. Avem cerută, frate. Nu cred că este cineva aici care se mai găsă cu o pâine pe masă. Nu are cu ce să se îmbrace. Avem cu ce ne îmbrăca, fraților. Haideți să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Că El e așa de bun cu noi. Un al treilea beneficiu. În Psalmul 115, versetul 13. Uitați-vă cum e psalmistul. Și versetul 12 să citim. Domnul și aduce aminte de noi. El va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Care e celălalt beneficiu pe care îl avem dacă ne temem de Domnul? Domnul ne binecuvintează. Domnul vrea să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Dar noi ne temem de El? Trăim în dragoste? Ne temem să păcătuim, fraților? Purtăm această frică sfântă înăuntru nostru, în inima noastră? Domnul ne binecuvintează. El a promis că ne va binecuvânta dacă ne temem de El. Și o să vedem în finalul mesajului pe care v-o să-l aduc în dimineața aceasta câteva exemple de oameni care s-au temut de Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat. Este un lucru clar, un lucru concret. Un lucru care îl vedem și în viețile noastre, fraților. Haideți să-L cunoaștem. Dacă stăm lângă Domnul, dacă ne temem de El, nu e așa că Domnul ne binecuvintează? Ne dă de multe ori și avem mai mult decât avem nevoie. Ne binecuvintează Domnul ca să putem să dăm și la alții. Dar trebuie să ne temem de Domnul. Domnul a promis, eu te voi binecuvânta, dar tu teme-te de mine. Încrede-te în mine și eu te voi binecuvânta. În al patrulea lucru, Psalmul 145, versetul 19. Uitați să spuneți amnistor, David. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și scapă. Care e celălalt beneficiu, al patrulea beneficiu pe care îl avem dacă ne temem de Domnul? El ne împlinește dorințele noastre. El ne ascultă când îl chemăm și ne scapă. Nu e așa ce minunat e atunci când ai o problemă. Când ai un lucru la care nu mai găsești nicio rezolvare. Apelezi la Domnul și El îți împlinește dorința pe care tu o ai. El s-a făcut cu cea, așa cum îmi aduc aminte de fiecare dată și
chiar dacă aș mulțumi toată viața, n-a făcut să-mi mulțumesc Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră și în viața familiei mele. Când în urmă cu aproximativ 2 ani, lipsește o lună de zile când se facă 2 ani, când am trecut prin acea încercare și oamenii ziceau că nu se mai poate face nimic, nimic nu se mai poate face și Dumnezeu a avut milă de noi. Au avut această dorință în răutul nostru și Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu ne-a ascultat dorința care am avut-o. Nu-i așa că e minunat Dumnezeu? Avem Dumnezeu așa de minunat, avem Dumnezeu atât de bun și un Dumnezeu atât de bun cu noi, care îndeplinește dorințele noastre. Haideți să ne temem de El. Haideți să stăm lângă El. Haideți să ne apropiem mai mult de El. Vrem să fim fericiți în dimineața aceasta? Vrem să avem fericire în familia noastră și în viața noastră, fraților? Haideți să ne temem de Domnul, pentru că așa spune Solomon în Eclesiastul, fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Vrei să fii fericit? Vreau să fiu fericit. Trebuie să ne temem de Domnul, fraților. În al cincilea rând, un alt beneficiu al temerii de Domnul. În Proverbe 3, o să citesc mai multe versete acum, de la versetul 1 la versetul 24. Să vedem aici. Uitați ce spune aici. La mine, în versiunea de Biblie care am eu, îi pus un titlu aici, folosul temerii de Dumnezeu și al înțelepciunii. Haideți să citim aceste 24 de versete și să fim cu larea minte la ce spun aceste versete. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Teama de Domnul înseamnă apropierea de cuvântul Lui. Teama de Domnul, uitați ce se întâmplă dacă te apropii de cuvântul, dacă ții învățăturile Domnului, dacă ți-e frică de Domnul, ai teamă de Domnul, înseamnă că învățătura Domnului e în inima ta. Și atunci uitați ce spune aici. Ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Unul dintre foloasele care le ai, dacă te temi de Domnul, este că Domnul îi lasă ca pacea lui să fie limitată. Domnul te binecuvintează cu zile multe. Poate de multe ori stăm și ne întrebăm și zicem, sunt atâția tineri și ne-am pus și eu această întrebare în urmă cu câțiva ani, când știm că ne-am mutat cu biserica, am pus la și biserica pentru acei doi tineri, au fost doi tineri. S-a mai întâmplat atunci multe lucruri. Doi tineri care au fost de 25 de ani, Domnul i-a luat la el. 25 de ani, erau căsătoriți amândoi, nu aveau un an de zile de la căsătorie. Domnul i-a luat la el. Și poate sunt și ne întrebăm, Doamne, dar dacă ne temem de Tine, Tu ai zis că ne puteți mulți ani, Doamne, dar de ce atunci așa de repede? La 25 de ani, poate mai repede alții. De ce așa de repede, Doamne? Noi nu știm. Și noi nu suntem în stare și nu avem voie să punem întrebări. De ce, Doamne? Și ceea ce noi trebuie să facem este să ne temem de Domnul în continuare. Noi nu știm ziua de mâine ce ne aduce. Ziua de astăzi, ea noastră. Dar Domnul ne promite că dacă ne temem de El, El ne va binecuvânta cu zile multe. Și ne va da pace. Uitați-vă următorul verset. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gând scrierile pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aceste lucruri, dacă le ții în inima ta, bunătatea și credincioșia, dacă le ai în tine. Uitați ce spune aici, că vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu-i așa, fraților? Hai să fim sinceri cu noi. Hai să ne gândim, frate. Se întâmplă. Și dacă stăm să ne uităm, ce să spunem în ziurile de astăzi, și copiii noștri, copiii fraților noștri, vedem că sunt unul dintre cei mai inteligenți de la școală. Au unul dintre cei mai bune. De ce? Pentru că Dumnezeu îi binecuvintează. Pentru că zice aici că Dumnezeu îi binecuvintează și pe cel mic și pe cel mare. Nu numai pe cel mare, și pe ăla mic îl binecuvintează Domnul. Chiar dacă are câțiva anișori numai. Chiar dacă are 8, 9, 10 ani, Dumnezeu îl binecuvintează, îi dă o minte sănătoasă, o minte inteligentă. Și vedem că Dumnezeu e cu el și el un exemplu la școală pentru cei din jurul lui. De ce? Pentru că dacă tatăl și mama se teme de Domnul, binecuvântarea se revarsă și asupra familiei, și asupra copiilor. Încrede în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoți sigur înțelept. Teme-te de Domnul și abate de la rău. Uitați ce spune aici. Dacă te temi de Domnul și te abate de la rău, uitați ce urmează, ce frumos, ce frumos e aici în scriu. Atunci va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale.
teama de Domnul, un alt beneficiu pe care vrea de teme de Domnul, este că vei fi sănătos. Așa spune în Proverbe Solomon, că teama de Domnul aduce sănătate trupului tău. Vrei să fii sănătos, teme-te de Domnul. Chiar dacă de multe ori trebuie să trecem prin boală și prin încercări, trebuie să rămânem încrezători în Domnul, că El știe de ce gândim lucrul acesta în viețile noastre. Trebuie să ne temem de Domnul. Nu avem voie să vociferăm. Nu avem voie să zicem, Doamne, dar de ce ai îngăduit suferința și starea asta? Doamne, eu sunt copilul Tău, eu Te slujesc pe Tine. Eu stau aproape de Tine, Doamne, și totuși ai îngăduit suferința asta. Nu! Trebuie să fim mulțumitori Domnului pentru tot ceea ce prin ce trebuie să trecem. Mi se întâmplă și mie în zilele acestea, de câteva luni încoace. Am o problemă cu genunchiul drept. De multe ori stăteam și mă gândeam și poate că mintea mea și eu puneam într-o, Doamne, dar de ce? De ce? Mă doare tot mai tare. Cac tot mai tare, tot mai greu pe picior. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere și pot să mă duc înainte. Nu contează, fraților. Trebuie să trecem prin suferință. Mergem înainte cu Domnul cu noi. El ne dă putere și putem să ieșim biruitor prin toate. De ce? Pentru că Domnul e de partea noastră. El spune aici că dacă ne de El, ne dă sănătate trupului nostru. Chiar dacă poate pentru o anumită perioadă de vreme trebuie să șchiopătăm sau trebuie să trecem prin suferință și prin încercare. Mulțumește-i Domnului, frate și soră. Să-i mulțumim Domnului că El știe de ce gândul aceasta. El vrea să ne pregătească mai mult și mai mult, să fim tot mai aproape, să depindem tot mai mult de El. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tiroade din toate venitul tău, căci atunci gândarele tale îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de mustră. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni pe pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ce face Domnul? De multe ori. Stai ce spune aici. Exact ce am spus înainte. Fiule, nu disprețui mustrarea și nu te mâhni pe pedepsele Lui. Domnul nu ne pedepsește. Nu. Că îngăduie să trecem prin încercare. Îngăduie să trecem prin încercare Lui, ca să ne facă să fim mai buni, ca să ne facă să stăm mai aproape de Lui. De El. De multe ori Domnul ne mustră. Îți aminte încercări care sunt în viețile noastre. Noi poate, știți cum e, fraților, lucrurile astea care trec așa de repede, de la o zi la alta, suntem în secolul vitezei, toate se fac pe repezeală. De multe ori poate nu ne dăm seama pe moment că am greșit și că am supărat pe cineva. Și uităm. Și Domnul vine și ne mustră și ne spune de multe ori, ne trece printr-o încercare și ne spune, vezi, ai grijă, gândește bine cu ce ai greșit, ce ai făcut. Nu ai făcut bine lucrul acela. Poate tu nu ți-ai dat seama că l-ai făcut. Pentru că, cum v-am spus, trăim în secolul vitezei, totul se face pe fugă. Nu avem timp de multe ori să stăm acasă, poate cu familia. Pentru că suntem tot muncă, muncă și muncă. Dumnezeu ne binecuvânta cu muncă. Și greșim. Se întâmplă să greșim, poate, fără să ne dăm seama de multe ori. Și Dumnezeu vine și ne mustră. Dumnezeu vine și vrea să ne întrebeți, că vezi că acolo nu ai făcut bine. Gândește-te că acolo nu ai făcut bine. Și de multe ori știți cum îi se întâmplă în viteza asta pe care avem să greșim. Noi nu ne dăm seama, dar ce de noi la care am greșit? Știe că am greșit. Și atunci el zice, uite, pocăitul ce mi-a făcut. Poate tu nu ți-ai dat seama că ai spus o vorbă, fără să dai seama în rapiditatea lucrurilor care se perindă, în ziua de astăzi, fără să-ți dai seama, ai greșit, ai spus o vorbă rea. Și nu ți-a să mă uita, dar la el a rămas în minte, uite și mi-a spus pocăitul. Și mi-a greșit. Și atunci Domnul vine și spune, te încearcă, vezi, gândește bine ce ai făcut. Ce ai făcut? Acolo e un om. Acolo e un om. Acolo e un om care te vorbește de rău. Ești pocăit și ai făcut ceva. Gândește-te bine, gândește-te ce iertare. Ce ai făcut? Nu trebuie să disprețui mustrarea pe care mi-o aduce Domnul. Trebuie să fii mulțumitor pentru orice lucru. Căci Domnul, ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care le aduce ea este mai bun decât argintul și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât măgăritarele și toate coborile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă și în stânga ei bogăție și slavă. Cărările ei sunt niște cărări plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Fericit de omul care găsește înțelepciunea. Care este cel care nu înțelepciune? Dacă te lipsește înțelepciunea, se cere de la Domnul să nu dea înțelepciunea în viața aceasta. Aici spune Solomon, înțeleptul Solomon, că e ferice de omul care are înțelepciune. Și dar ce spune în final? Și în versetul 24, în versetul 21,
Fiule, să nu se îndepărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chipzuința, că cele vor fi viață sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu se va potigni. Când te vei culca, vei fi fără teamă. De ce? Pentru că învățătura Domnului, înțelepciunea și chipzuința, o păstrezi din ta, atunci când te vei culca, nu te mai teamă de nimic. Nu te mai trebuie de nimic, fraților, de ce? Pentru că învățătorul din noastră încredere în Domnul. Dacă ne crezi în Domnul, nu are ce să fie frică. După cum am spus. Dacă ne credem în Domnul, nu avem de ce să ne fie frică. Pentru că știm că El ne poartă de grijă, nu, fraților? Ziua de mâine nu e a noastră, nu știm ce ne aduce, dar dacă ne credem în Domnul și dacă ne temem de Domnul, El este Cel ce ne poartă de grijă. Și nu trebuie să ne temem de nimica atunci. Zice aici în continuare, și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Fraților, haideți acum să stăm puțin să ne gândim. De câte ori, de cât timp nu am mai avut un somn dulce? Când ne-am pus la somn. De câte ori când ne-am pus la somn, ne-am pus cu stresul de peste zi, cu grijorarea de peste zi și nu am putut să dormim. De multe ori am avut poate cu acoșmarul. Și nu am avut un somn dulce. Dar aici, înțeleptul Solomon spune că dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te îngrijezi de nimica. Somnul tău, când te pui să dormi, va fi dulce, pentru că te mânute de Domnul. Capul, în mintea ta nu mai există stres, nu mai există îngrijorare, ești liniștit pentru că știi, Doamne, mă pun în pat. Dacă Tu mai îngădui ca mâine să mă trezesc, Tu vei purta de grijă pentru ziua de mâine. Nu-i așa, fraților? Așa spune Sfânta Scriptură. Că ziua de mâine nu e noastră, dar dacă Domnul îngăduie să ajungem ziua de mâine, El ne poartă de grijă. Hai, dar să ne temem de Domnul. Și în finalul mesajului aș dori că să nu uităm. Dar câteva exemple de oameni care s-au temut de Domnul și pentru că s-au temut de Domnul au fost fericiți. Primul om pe care eu l-am găsit în Sfânta Scriptură, unul dintre oameni care l-a tăcut foarte mult. Hai, dar să deschidem la Evrei, capitolul 11, versetul 17. După aceea să ne uităm și în Genesa. Evrei 11, 17. Da, versetul 7. 11 cu 7. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau, spune aici că plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Cum era Noe? Plin de o teamă sfântă. Dacă Noe nu se temea de Domnul, mai făcea el corabia ca să scape și familia lui? Nu mai făcea. Dar el s-a temut de Domnul și a știut că dacă Domnul îi zice Noe, trebuie să faci o corabie, pentru că eu voi trimite un potop de apă ca să ducesc pe lucrul acesta. Noi s-a temut de Domnul și a ascultat de Domnul. Dacă te temi de Domnul, asculți de El. Dar dacă nu te temi de Domnul, nu vei asculta de Domnul niciodată. Teme-te de Domnul și vei avea doar folos în viața ta. Doar fericire, doar binecuvântare, doar vei vedea bunătatea, dragostea lui cum se va revărsa peste tine. Dar trebuie să te temi de Domnul. Trebuie să ne temem de Domnul. În Genesa, capitolul 22. Genesa, capitolul 22. Știi cu toții, Avram își dorea de mult un copilaș. Și cu Sara. Domnul i-a binecuvântat un copil. După puțină vreme, Dumnezeu a pus să-l încerce pe Avram și a zis, adă-l pe Isaac ca jertfă. Adă-l pe Isaac ca jertfă. Și o zice, eu nu știu ce zice. Adă-l pe Isaac ca jertfă și Avram, pentru că se temea de Domnul, nu a ezitat. Putea să zică, Doamne, dar Tu mi l-ai promis. Doamne, mi-ai promis pe Isaac. Mi l-ai promis, mi-ai promis soției mele, lui Sara, că îi vei da un copil acum la bătrâneți, Doamne. Și Tu acum îmi ceri înapoi. Păi ce fel de Domn ești Tu? Tu nu ești corect, Doamne. Tu îmi promiți un lucru și după aia Tu îmi ceri înapoi lucrul care mi-l dai. Nu? Avea dreptul să pună întrebări dacă voia Avram lucrul acesta. Pentru că știm cu toții, dacă știți Sfânta Scriptură, Isaac a fost promis de Dumnezeu. Dar el nu a făcut lucrul acesta. El s-a temut de Domnul. El s-a crezut, era știut că Dumnezeu poate de acolo din țărână, din cenușa aia de pe altar, poate da înapoi pe Isaac.
S-a pus cu Domnul. Și uitați că a răsplată, că s-a temut de Domnul și că a avut această teamă sfântă, ca să nu-L supere pe Domnul și a ascultat de cu Domnul. Uitați să spune în versetul 16, din 22. Și a zis, pe mine nu sunt jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și anume, ca stările cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor tăi. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pentru că ai ascultat de porunca mea. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pentru că Avram s-a temut de Domnul și a ascultat de el. Fraților, dacă ascultăm de Domnul, dacă ne temem de Domnul, cei din jurul nostru vor putea să beneficieze și ei de binecuvântarea pe care noi o avem în viața noastră. Știm cu toții că atunci când Domnul ne binecuvântează, binecuvântarea care vine în familia noastră se revarsă și peste cei din jurul nostru. Automat. Dacă suntem copii de Dumnezeu și dacă ne temem de Domnul. Exact cum spune aici, pentru că te-ai temut de mine și ai ascultat de mine, binecuvântarea mea se va revărsa peste toate neamurile care vor ieși din sămânța ta. De ce? Pentru că tu ai ascultat de mine și te-ai temut de mine. Nu vreți, fraților, ca... Nu știm cât Domnul îngăduie de acum înainte să trăiți pe pământul acesta, dar nu vreți ca de acum încolo, viitorii urmași ai noștri să fie binecuvântați de Domnul, pentru că noi suntem cei ce ne temem de Domnul? Haideți ca în dimineața asta să ne gândim bine la lucrul acesta. Un alt exemplu, repede, o să mai dau încă două exemple. Trei exemple. Primul exemplu, moașele din Egipt. Ce spune în Exod, în capitolul 17, zice că ele s-au temut ca să ia copiii să-i arunce în râu. Și zice că Domnul le-a binecuvântat și le-a făcut case mari, pentru că s-au temut de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dacă ne tem de Domnul, cum a spus, avem al treilea exemplu care vedem că Dumnezeu binecuvintează dacă ne tem de El. Al patrulea exemplu avem pe Iosif. S-a temut de Domnul, chiar dacă trebuie să treacă prin încercare, prin închisoare. Vedem că la sfârșit Dumnezeu l-a binecuvântat. A ajuns pregătorul în Egipt. A ajuns să salveze familia. A ajuns ca familia lui să fie binecuvântată. Cum? Prin el, pentru că el s-a temut de Domnul și a ascultat de Domnul. Lui a fost frică să păcătuiască. Și prin el Dumnezeu a binecuvântat și pe cei din jurul lui. Și ultimul lucru sunt cei patru tineri din Babilon care au fost duși. Vedem, știm cu toții. Ei s-au temut de Domnul ca să păcătuiască și pentru că s-au temut și au vrut să țină clar. Au avut o lege pe care ei au vrut să o respecte. S-au temut să încalce acea lege. Și cu riscul de a fi omorâți, au renunțat la bucatele împăratului și au dorit să fie hrăniți doar cu bucatele pe care ei le puteau mânca. Și vedem că la sfârșit Dumnezeu i-a binecuvântat și toți au ajuns să fie dregători în Babilon. Și în Imperiul Babilonia. De ce? Pentru că s-au temut de Domnul. I-a fost frică să păcătuiască. Ei s-au temut și au știut un lucru. Ei au știut că dacă așa trebuie să facă, ei trebuie să respecte cuvântul Dumnezeu. Ei trebuie să respecte legile care ei au fost învățați să respecte. Ca și recapitulare, în scurte cuvinte. Fericirea este apropierea de Domnul. Fericirea este condiționată de niște lucruri. De teama pe care o avem. Teama pe care o avem poate fi teama pe care apare în urma păcatului că păcătuim. Teama de oameni pe care o avem. Teama pe care apare pentru că nu avem dragoste în viața noastră. Ne este frică de cel de lângă noi, pentru că ne avem dragoste, ne răspund cu dragoste, ți este frică, nu știi ce poate să-ți facă cel de lângă tine. Și ultima teamă, teama de Dumnezeu, care avem doar beneficii, am văzut cu toții. Avem parte de bunătatea Lui, de fericire cu El, de binecuvântare din partea Lui, avem parte de sănătate în trupul nostru. El ne împlinește dorințele dacă ne temem de El. Haideți ca în dimineața aceasta să ne cercetăm bine inimile noastre. Înțeleptul Solomon spune, versetul 12, că fericirea lui pentru cei ce se tem de Domnul. Eu cred că toți dorim să fim fericiți. Eu cred că toți dorim ca familiile și urmașii noștri să fie niște familii fericite. Niște familii binecuvântate. Atunci trebuie să ne temem de Domnul. Și să cerem de la Domnul, Doamne, dacă până acum în viața noastră a fost lucruri care pe tine te-au supărat, dacă până acum în viața noastră poate nu am avut teamă de tine, nu ne-a fost frică de tine și am făcut toate păcatele care există în lumea aceasta. În dimineața asta să vii să zicem, Doamne, ne cere iertare, Doamne. Vrem ca să pui înăuntru nostru această teamă sfântă. Ea stă lângă tine și ne apropiem de cuvântul tău. Amin.